Dată Oradea și de această dată Cătălin Baciu este cel care înscrie pentru formația bihoreană. Începe bine această partidă după ce în etapa precedentă a fost învinsă de FC Argeș Pitești. Urmărire este Nicolescu, atac suplimentar pentru Oradea. Nicolescu, fentă de lângă Corpodean. Corpodean în colț pentru Nicolescu, liber la 3. La urmărire este Gaskins, care de data asta securizează mingea pentru Constanța. Contraatacul Lawrence and one. Și Oradea stă tot în zonă, primește Gaskins, dă extra. Gaskins, luat în primire de către Richard. Are dribblingul bun aici Gaskins și scoate faultul la Chris. 11,9 puncte în medie pe întâlnire pentru Tyler Gaskins, american. Tri acestei confruntări. Lawrence. Gaskins, o caută și el de-a fan. Gaskins îl vede sub panou pe Lawrence, care cu tiția undeva în apropierea centrului a lui Jacob Lawrence, care are ceva dificultăți în a-și găsi acum un coechipier. E ajutat până la urmă de Gaskins, care lasă cu pământul spre Lawrence și din nou faulteze. E panameză. Constanța să țină de acest avantaj până la final. Primește Jacob Lawrence. Mingea mai departe pentru Gaskins, care își evită advertiția pe această acțiune a constanțenilor pentru a rămâne în meci. Tyler Gaskins. Gaskins de la semidistanță. O pune coș! Taylor Gaskins!